În ciuda scandalului de la începutul acestei săptămâni, când trei asistente medicale au fost plasate în arest la domiciliu, iar pentru o doctoriță care a acceptat să vaccineze la chiuvetă a fost dispusă măsura controlului judiciar, centrul de vaccinare de la Mihăiești rămâne deschis. Personalul care deservește centrul este suficient și poate lucra inclusiv în zilele de sărbătoare de la finele acestui an. Interesul pentru vaccin este însă în continuare unul scăzut. În general, cei care mai trec acum pragul centrului de la Mihăiești sunt vâlceni care se imunizează cu a doua sau a treia doză de vaccin. Continuare vin cei care sunt la doza a doua și la doza a treia și mai puțin cei la prima doză. Deci aveți solicitări totuși? Da, sigur. Am lucrat acum 3 zile, am avut 30 de pacienți. Da. 30 de pacienți pe zi? Da, majoritatea la doza a doua și a treia. Sunteți la prima doză? Nu, la a treia. De ce v-ați vaccinat? De ce? De ce ați făcut acest gest? Protecția mea, protecția ta, protecția dânsului. Atât autoritățile locale, cât și asistenții care lucrează în centrul de vaccinare speră ca vinovații în dosarul vaccinărilor fictive să fie trași la răspundere. Sper că o să trecem și peste asta. Organele de cercetare o să-și facă treaba exact cum trebuie și o să se limpezească. Cine e vinovat, probabil o să plătească în funcție de vinovăția care are fiecare. În rest, nu văd lucrurile. În cadrul primăriei merg foarte bine și vor merge în continuare foarte bine. Lumea din centrul ăsta a muncit până a convinge oamenii să vină să se vaccineze. Și personal lucrez de aproape 2 ani cu pacienți COVID. Este o boală îngrozitoare. Și am 27 de ani de experiență. Și este frustrant să vezi că muncim, se convine să se vaccineze și colegii ai noștri fac ce fac. Și pentru asta trebuie să plătească. Vă reamintim că luni 13 decembrie, polițiștii Direcției Generale Anticorupție, sub coordonarea unui procuror din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, au efectuat 11 percheziții domiciliare la centrul de vaccinare din Comuna Mihăiești, precum și la locuințele asistentelor medicale și casa unei doctorițe, care coordona activitatea centrului. Surse judiciare susțin că persoanele în cauză ar fi eliberat certificate verzi false contra unor sume de bani. Acestea ar fi primit și câte 300 de euro pentru un certificat fals. Printre cei care s-au vaccinat la chiuvetă, la Mihăiești, sau număra și investigatori sub acoperire.